Domnule președinte, stimați colegi, mă număr printre cei care au susținut constant că salariile din sectorul public trebuie să crească consistent și real, nu doar pe hârtie. Dacă vrem să avem oameni bine pregătiți în administrația publică, în învățământ, sănătate, în apărare sau ordine publică. Cu toții suntem de acord că nu poți să ceri unui funcționar să gestioneze proiecte de milioane de euro, să semneze și să răspundă, iar el să fie plătit cu 1000 și ceva de lei. Cu toții suntem de acord că medicii sau profesorii vor părăsi în continuare România dacă nu le oferim pachete salariale stimulative care să-i facă să rămână acasă în România ca să ne trateze pacienții sau să educe elevii. Nu putem doar să le mulțumim militarilor români care își riscă viața în teatrele de operațiuni în condițiile în care au cele mai mici salarii din NATO. Cu toate acestea, pe lângă atenția cuvenită celor peste 1,2 milioane de angajați din sectorul public, nimeni nu trebuie să uite că cei 4 milioane de angajați din sectorul privat sunt cei care fac România să fie dinamică și dau guvernului prilejul să se laude cu o creștere economică produsă de ei, nu de guvern. Din păcate, de 2 ani, de când PSD-ALDE a preluat guvernarea, angajații din sectorul privat reprezintă pentru guvern doar o masă de oameni care trebuie să plătească taxe, impozite și accize mai mari, deși veniturile salariale au crescut mai lent decât în sectorul public sau nu au crescut deloc. Stimați colegi, salariile din sectorul privat nu pot crește dacă actualul model economic, total greșit, implementat cu încăpățânare de PSD-ALDE, va continua. Fără investiții publice consistente care să sprijine economia privată, fără investiții străine care să ne asigure transferul de tehnologii și fără stimulente pentru dinamizarea investițiilor private, economia românească va continua să genereze puțină valoare adăugată și locuri de muncă de slabă calitate prost plătite. Astfel spus, vom continua să exportăm grâu și să importăm pâine congelată, să exportăm lemn și să importăm mobilă, să exportăm fier și să importăm mașini. Materiile prime sunt întotdeauna mai prost plătite decât bunurile finale. Partidul Național Liberal a prezentat săptămâna trecută alternativa la politica antieconomică promovată de PSD-ALDE. Pentru noi este extrem de important să majorăm salariile pentru a motiva angajații, a le impune criterii de performanță și a-i păstra în țară. Pentru noi este deosebit de important să respectăm munca părinților și bunicilor noștri, majorându-le pensia, atunci când prevede legea, adică de la 1 ianuarie. Pe lângă aceste priorități, Partidul Național Liberal și-a asumat angajamentul ferm de a finanța cu minim 6,5% din PIB investițiile publice, autostrăzi, căi ferate și spitale, de a utiliza 100% fonduri europene disponibile în interesul românilor și de a elimina toate pedicile care încurcă economia privată, supraacciza la carburanți, split TVA, suprataxarea contractelor de muncă part-time. Ne-am asumat să-i stimulăm cu toate mijloacele pe cei care trudesc în economie, să stimulăm munca și să încurajăm investițiile de calitate. Vă mulțumesc, Ioan Bălan, deputat PNL de Suceava.